oră în compania unui om de lumină, un om minunat, un om liber, pe care încă îl mai avem printre noi. Și am primit o bucurie de sărbători, o carte pe care o voi citi cu mare, mare drag. Am avut un gust amar pe 17 decembrie, când am văzut că nimeni nu mai vorbește de istoria recentă de la Timișoara, că tot vorbim de un om liber. Acolo oamenii practic au murit pentru ce? Pentru libertate și dreptate. Și o istorie recentă, că vorbim de 31 de ani, să ne fie așa de ușor ștearsă din minte, cât tânăra generație să nu se mai regăsească practic, da, este dureros. E o directivă. Cum se dădeau dinainte directive de la Comitetul Central, acum se dau de la de sus, de la Bruxelles. Nu numai cu istoria cea noastră veche și cu cea recentă care ne poate nobila pe moartea celor de la 1989, ne nobilează ca popor. Acolo au murit tineri, au murit oameni de diferite vârste. Sigur că a fost o lovitură de stat, dar el n-a luptat pentru lovitură de stat. Știți, zile trecute, un bun prieten de-al meu mi-a spus că un american a făcut un film despre Revoluția Română. Știți ce a filmat? Ce a filmat? Era un copil de 2 ani împușcat de un cartuș și mama lui aranja fesul ca să nu răcească. Foarte dureros. Înnebunise de durere. Foarte dureros. Asta este... Ați înțeles? Îi murise. Pe acolo au murit ei noștri. Eu aranjez fesul. Știți că gestul ăsta e de supremă dragoste. Mama aia nebunise de durere. Tata, când l-a îngropat și înainte să pună capacul la coșciuc, mama s-a repezit și a pus căciulă. Și a zis preotul: păi, Doamne, nu se poate, nu e canonic. Și a zis: părinte, nu știți unde se duce și ce frig e acolo. Doamne ferește, mă face să plâng. Trebuie păi să și ce grijă. Am înțeles noi? Dacă facem un bilanț, 31 de ani... Lăsați-i, asta este o instituție care șterge. Problema este la noi să rescriem. Păi, da, cum ăștia să vor rescriem șterge tot... dacă uităm? Noi nu vor uita. Să uităm niciodată. Da, v-am zis că veți fi profesoară. Veți aduce aminte. Mie mi-aduce aminte tata de istoria adevărat. Bunica, bunicul, tot timpul, întotdeauna. Le aducem aminte. Ne vom transforma. Știți cum zice Plutarh? Ce dăm noi generații tinere? O torță, îi dăm o flacără. Lăsați instituțiile, sunt plătite, ăștia sunt plătiți să trădeze tot. De 30 de ani suntem într-o mizerie aberantă. Și mai ales cu ăștia de la sfârșit, acum săracii care ăștia lovesc în matca sufletească a poporului român. Cu aroganță, cu sunt, cum să zic, nici nu trebuie să-i analizăm, trebuie să ne rugăm pentru ei. A zis un sfânt părinte odată, să nu faci păcate mai mari decât iertarea. Și când te legi de Sfântul Duh și de Dumnezeu, nu știu cine te va ierta. Ăștia sunt, nu vă mirați că șterg istoria? Păi este natura lor. Ați văzut manualele noastre de istorie în care spuneți că de martirii noștri? Păi și natura noastră ce e? Să stăm natura cu capul noastră plecat este să, și nu, să acceptăm? Este să le spunem nu. Eu asta fac de 20 de ani în România. Cât pot. Și să știți că nu sunt singurul. Sunt atâția. Poate n-au capacitatea asta să mai apară pe la câte un post de televiziune și să... Dar oamenii spun nu, un nu profund la ceea ce se întâmplă. Nu vedeți că nu te consultă, vor să te vaccineze ca pe un animal, ca în staul, bagă ministerul de interne, armata. Dar de ce faci, domnule, armata? Pentru o organizare logistică puternică, dar nu este obligatoriu să te vaccinezi. O să vedeți organizarea logistică. Dar nu are rost să coborâm nivelul discuției la un contingent care murdărește. Nu. Vorbim despre omul liber. Omul liber. Ce înseamnă omul liber? Noi știm ce înseamnă libertate? Spunea o mare filozof, Hegel, a zis că ideea de libertate s-a născut odată cu Iisus Hristos. Fiți atent. Noi acum, sigur, și omul care ne ascultă, sigur, stă cu frică de COVID-ul ăsta, de ce se întâmplă, instituțiile astea politice... Dar nu spuneți că frica mănâncă imunitatea, trebuie mănâncă, să scăpăm. Dar vreau să vă spun ce s-a întâmplat, că suntem de Crăciun. În Iezle s-a născut libertate. Vă închipuiți tânărul acela cu barbă, în care l-a înconjurat de oameni care nu prea înțelegeau. Dar că făcea niște gesturi paradoxale. Până la el, știți la cine se închina lumea? Odată grecia era cu capacul pus și se rugau la niște proxeneți
Egiptenii se rugau la crocodil, la boul Apis, la pisică, iar romanii căutau să-și divinizeze împărații care, cu câteva excepții, majoritatea au fost mediocri și criminali, ca să mai zic de Caligula, Nero și alții, și încercau să divinizeze statul, dar numai că statul pârâia și nu mai era Dumnezeu, n-aveau la cine să se roage. Dar cezarul era de la Octavian Augustus, chiar din clipa, băiatul adoptiv al lui Cezar, din clipa nașterii lui Hristos, el s-a declarat Augustus, s-a declarat și divin. Și atunci ei se rugau la împărat. În clipa în care a venit cineva și l-a întrebat pe tânărul acesta, plătim impozite sau nu plătim impozite? Și a zis, dați-mi o monedă. Moneda era cu chipul lui Tiberiu, că Augustus murise. Tiberiu era cezarul. Cezarul era zeul. Și s-a întâmplat următorul lucru. A aruncat și a zis așa, dați-i cezarului ce al cezarului și acum fiți atent. Pentru prima oară în istoria omenirii. Și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Nu exista până atunci, a fost o detronare. E ca și cum spun eu astăzi, bă, dați-i la mărâțul ăsta, ce-or fi ăștia, președinți de stat, parlamentari, la administrație și lui Dumnezeu ce... A fost o detronare. Este pentru prima oară când apare o instanță supremă care conduce. Și atunci ăla de cu capul din parlament, din statistici, a făcut așa. Și atunci a fost momentul de eliberare teribilă. Există o instanță superioară. Știți că există o scrisoare din secolul II, o bijuterie. Scrisoare către Diognet. Și nu se știe cine a fost Diognet. Se pare că a fost un păgân interesat. Bă, cine sunt ăștia, mă? Odată cu Hristos s-a născut un alt neam de creștini. Și noi suntem creștini. Dumneavoastră sunteți creștini. Sunt... Să vedem cine este acest neam. Și ăla încearcă să explice. Zice, ei nu se deosebesc prin lege, prin obiceiuri, prin tradiție, cu nimic. Ei sunt în lume, dar sunt cetățeni ai cerului. Sunt în lume, dar sunt cetățeni ai cerului. Creștinul este în lume precum sufletul în trup. El este în trup, dar nu aparține trupului. Părintele Stăniloae spune așa, acest trup fiind străbătut de suflet, n-a zis acest trup în care se zbate un suflet, că te duci în sus. Din ceva devine cineva. Sunteți cineva, nu ceva. Ăștia vor să ne facă ceva. Deci, el este închis în trup, sufletul. Dar el ține trupul. Așa și creștinul. E închis în lume, dar el ține lumea. Cine va ține poporul român? Amărâți ăștia care decretează niște legi aberante împotriva sufletului. Sau creștinul? Ăștia cel mult de 50 de ani, deci 80 de ani, o mutilează. Prin comunism, prin comuniști ăștia albaști. O mutilează. Cine ține lumea? Credeți că copiii dumneavoastră dați la școala, nu știu, să zic, o școală supra-sofisticată? Mi-ar plăcea o școală românească. Nu, dar o școală supra-sofisticată în care îl învață toate aberațiile posibile. Ăla îl va ține în lume? Nu. Sau dumneavoastră îl veți ține în lume? Păi o mamă adevărată este o biserică pentru copilul ei. El își găsește acolo, deci cine? Creștinul este ceea ce te ține în lume. De ce a venit Dumnezeu pe pământ? Erau păcatele prea mari, fiți atent. Și drepții au zis, Doamne, vină pe pământ că nu mai avem leacuri. Ca acum. Păcat. Și doi a zis un lucru nemaipomenit. Oamenii se învățaseră cu păcatul și nu vreau să iasă din păcat. Mi-a zis o fostă colega de-a mea de liceu, un om minunat, dar ne vorbeam disperată cu un tânăr și am zis, nu-ți dai seama că ești manipulat? A dat un răspuns neucitor. Păi știu dacă sunt manipulat. Dacă el câștigă niște bani și poate să iasă în piață oricând cu telefonul mobil sau să facă ceva, ce dacă sunt manipulat? Ăla era un sclav care își iubea cătușele. V-ați înțeles? Ăsta este omul liber. S-au spart cătușele. Femeia samaritană nu știa unde să se roage. Femeia samaritană avea, a zis, știu, ai 5 soți, mai știu, dar nu a acuzat-o. Unde să mă rog, la muntele ăsta sau la templul ăsta? Aici, acum. Dintr-o dată se întâmplă acel ceva aici și acum. Unde să se ducă poporul român în situația asta, dacă nu aici și acum la ceea ce l-a ținut? Și asta nu înseamnă să, cum să spui,
Eu personal am respectat toate restricțiile care s-au dat din respect față de celălalt, pentru că am un statut epidemiologic, pentru că, mă rog, cum sunt el așa? Creștinul în lume ascultă de lege, dar nu se suprapune legii. Legislația noastră a creștinilor este cu... Asta nu înseamnă că... Dar creștinul are, are forța și datoria să-i spună puterii în față adevărul. Că aici nu ai cu zmerenie, cu... Lasă, zmerenie până unde și... Politicienii au astăzi curajul să iasă în fața poporului să spună adevărul. Dacă vrem să ne facem bine și să fim o țară puternică, trebuie să ne facem bine din interior cu patrioți la cărme și nu cu trădători. Nu, n-au cum. Uitați, asta e o discuție. Nicolae Iorga, mare istorist, spunea când am avut domnitori trădători și am avut mulți, așa, poporul a luat conducerea pe cont propriu în Bordeie și erau doi stâlpi, credința și familia. Pe nu vedeți că acum se consumă miliarde, miliarde, miliarde de dolari să se distrugă și credința și familia? Pentru că ei și-au dat seama că el, în timpul comunismului, se răstrăgeau ca și nevul mediu, în Bordei. În astea, este ceva uluitor. Știți cum văd eu România de astăzi? Cum? Ați fost vreodată la Mănăstirea Lainici? Nu. Să vă duceți când aveți timp. Este ceva uluitor, de o frumusețe brâncovenească, de, cum să zic, e o floare a ortodoxiei românești, de o putere, așa. Gândiți-vă că această mănăstire, în primul război mondial, au venit nemții, trupele germane. Și era noroi. Au ocupat-o, i-au arestat pe monahi și au pus Evanghelii, Biblii să calce cu picioare ca să nu se murdărească. Iar în altar au băgat cai. Le-a dat fân. Și acum se văd în semnele scrise acolo. Eu de atunci le puteam să le spun că au pierdut războiul. Și au călcat pe Biblii și pe Evanghelii cum calcă ăștia acum. Dar acum calcă cu drepturile omului. Calcă așa ca să nu se murdărească ei. Și mănăstirea s-a refăcut după primul război mondial. Și pe urmă vine Bumbești-Livezeni. Hei, 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 hei! Muncitori, proletari, niște mici bestiole, închid, rup crucile, urinează pe zidurile ei, își bat joc de tot. Păi, dar ce era? Comunismul, floare, ca acum. Ce ăștia n-au făcut la fel cu credință? Astăzi, la fel, numai că o fac soft. Ăia au făceau niște mitocani. Lacătul închis, pus acolo pe bisericuță și cineva zilnic stătea așa ore întregi și se ruga la un lacăt închis. Era Sfântul Calinic Caravan. Așa este România. E un lacăt închis și eu mă rog. Și tot poporul român se roagă. Și aia s-a desfăcut. S-a desfăcut. Dacă nu era unul care se roagă, ești aberant. Pe logica flăcăilor ăsta de acum, e unul aici, un dement, care se... la lacătul ăla închis, se ruga Doamne. S-a dus și comunismul. S-a dus. V-am zis că acolo a fost și Adrian Făgețeanu, unul din mari duhovnici și sfinți martiri ai neamului românesc, a făcut pușcărie. Vă dau un exemplu cum se întoarce. Istoria este una, veșnicia și eternitatea lucrează. Lucrează din mormânt. Nu uitați că după crucificare există înviere. Și după înviere există înălțare. Și după înălțare există coborâre pe pământ. Deci sunt niște etape. Adrian Făgețeanu a fost acolo... După ce l-au băgat ăștia la pușcărie 12 ani, legionar, nu știu ce l-au făcut în tot felul, a ieșit săracul, un om terminat, și s-a dus la o mănăstire. Și aia erau securiști în mănăstire și a zis, pleacă de aici că stai în capul cu toporul. Și nu mai știa ce să facă săracul dacă și din mănăstire l-a alungat. Și a ajuns la Lainici. Și la Lainici a dat de acest sfânt care se ruga la lacăt. Și l-a zis, bă băiete, ia bani de la mine. Du-te și tratează-te că ai tuberculoză. Așa se face creștinismul. Și vii aici, că te fac călugăr. S-a dus, s-a tratat după două, trei minute acolo. Și după vreo 4-5 luni se întâlnea Calinic Caravan cu el. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că e atât de valabil azi și acum. Ce faceți, părinte? Ce să fac? Mă rog, Șoși. Pentru ce te rog? Mă rog pentru țară, pentru... Asta. Dar să știți, părinte, nu mă rog pentru comuniști. Și Calinic Caravan i-a zis... Hai să te rogi. Cum mă rog și eu astăzi pentru amărâții ăștia care mutilează țara
să nu facă păcatul mai mare decât asta. De ce ați scris această carte? Vă zic imediat. Și cu cartea ca acum, apropo de ce am scris această carte, că am vorbit și de Adrian Făgețean acolo. E foarte legat de actul de libertate. După 2 luni l-am mai întâlnit din nou și a zis, ce faceți, părinte? Mă rog, dar pentru comunism nu se mă rog niciodată. Și Calin Caravan a zis, o să te rogi. Și într-o zi, lumea nu știe, la poartă la Lainici au oprit vreo 7 mașini ale Comitetului Central. El era la Pangar, acolo, la lumânări, și într-o mașină s-a dat jos tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și a spus, tovarășul părinte, vă rog să vă rugați pentru părinții mei. Și zice părintele Adrian Făgețeanu, în clipa aia m-am rugat. Sfântul Calin, care am avut dreptate. Asta este. O să ne rugăm și pentru greșelile care le-au făcut ăștia. Ne asumăm. De ce am scris cartea? Cartea aceasta i-am dedicat-o lui Gheorghe Ceaușu, prietenul vieții mele. Mi-a zis, mi-a dat voie să îi spun Ghiță, profesor de filozofie, de antropologie culturală, care tot timpul, el era din satul Zmei. Și când mergea pe stradă, avea o noblețe de țăran care nu era afectată de zgomotul lumii. Eu alergam către teatru, eram înnebunit, ce roluri, ce contracte, să... Și m-am întâlnit cu o băbuță care mergea așa. Era atât de săracă că avea și pungi puse așa și mi-a întrebat, mama, ce scrie acolo? Zic, scrie fast food. Zic, nu fast food, o și corectam. Aveam din asta, zic, de ce n-a făcut Cambridge-ul. Și a zis, dar ce înseamnă? Zic, ce înseamnă, ce înseamnă? Eu grăbis, înseamnă să mănânci repede. Și atunci a ridicat 2 ochi albastri și a zis, de ce, mamă? Cum a zis celibii de Dache, de ce, maestre, nu vă duceți în America să dirijați? Pentru că nu cunosc adagiu. Cartea aceasta am scris-o înainte de pandemie. Și am avut intuiția la ce se va întâmpla și mai periculos decât pandemia asta, procesul de degradare la care a fost supus tineretul și sufletul acestui popor. Dar n-am încheiat-o în deznădejde, ci în actul de refacere. Nu am făcut eseuri filozofice. Văd că se citește, am adus-o ca să fac un cadou de Crăciun la oameni. Mulțumim. Să citească, pentru că e foarte important. Știți că acum oamenii, cei tineri, mai citesc? Păcat. I-am dat o carte a unui tânăr și m-a zis după 2 săptămâni că, domnul Dan, eu mai mult decât ecranul de televizor, ei sunt homo connecticus. E inteligent, se vede că este spiritual, dar el era infirm. Au fost crescuți să citească 6 rânduri. Și atunci generația care mai citește, măcar să fie martoră la așa ceva. Păi și unde ajungem dacă nu mai știm cum miroase o carte? Dacă nu mai știm să citim și printre rânduri? Atunci când citești o carte și ți-amintești lucruri frumoase, doar faci așa și te oprești exact la pagina care te-a marcat. Da. Și îți dă plus valoare. Ce faci cu scrisul? Ce faci cu... Totul, asta vă spuneam de absurditatea asta cu educația digitală. Sigur că este o epocă, nu poți să faci abstracție. E o paradigmă, ca să zicem așa. Era Marshall McLuhan, mare profesor în comunicare, care zicea de galaxia Gutenberg, ce revoluție a fost asta. Dar el spunea de ce revoluție este aceasta computerelor și a avut o remarcă absolut genială. A zis, nu mesajul, ci mediul. Adică telefonul în sine, televizorul în sine... îți creează un alt sistem aperceptiv, o altă cogniție. Nu înseamnă că trebuie să renunți la ele, ci trebuie să ai grijă de tine, cum gestionezi. Eram cu câinele în parc și m-am întâlnit cu un tânăr, era tot un câine, ne-am prietenit și zic că ăsta vă mai scoate din calculator și din televizor. Da, știți că eu o las... de ce lăsați? Vreau zgomot. Fără zgomot nu... Am mai întrebat unul într-o pizzerie, să observați ce muzică ascultă. Zic, nu te deranjează muzica? Aia, tucu-tucu-tucu. Nu, din contră, liniștea, intră în panică. S-a creat un alt sistem nervos, săraci. Să înțeleg că așa se simt și cei tineri, copiii care, iată, din martie stau numai pe telefon, tablete. Ia nenorocit. Am discutat cu o fetiță de 8 ani și mi-a zis, mi-e dor de doamna învățătoare. Da. Vedeți, ia nenorocit, dar să știți că întoarcerea va fi fantastică. De asta omul trebuie să scrie, trebuie să citească, pentru că e o perioadă, ei se vor întoarce și la litera scrisă. O carte deschisă are altă valoare, te devii reflexiv, gândești, decât nici alea e-book, cum le fac și acum. Și ești liniștit, nu mai auzi zgomot, despre ești asta este tu vorba. Cu gândurile tale, cu cuvintele din... Doi, nu este ecranul luminos care îți solicită ochii.
E o literă pe o pagină. E ceva. Nu se poate schimba lucrul acesta. Am scris-o din reflexul acesta și am spus, să vedeți ce am scris pe ultima pagină, să stăm cu fața către cel care ne-a dus libertatea, nu cu fața către cei care l-au crucificat. Și atunci numele de român se va odihni în sufletul nostru. Depinde unde te uiți. Știți că există o carte, Fiore di Virtu, Flore Virtuții, secolul XIII în Italia. Și acolo călugării dădeau diferite exemple. Zicea, există o pasăre, Calandrino, care are o capacitate să uite la un bolnav. Dacă bolnavul simte că trebuie să moară, îl părăsește. Dacă bolnavul, oricât de bolnav este, simte că își revine, îl privește. Și atunci zice, așa este iubirea. Iubirea privește nu la viciu, privește la virtute, la ceea ce este viu. Trebuie să privești la ceea ce se naște, la ceea ce este viu. Dacă eu privesc și analizez foarte mult, cum să zic, tacma asta de intelectual de la noi sau ce vine de dincolo, dintr-o o Europa sufocată și am prieteni în Europa, care suferă imens, care sunt frații noștri creștini și chiar atei, nu se pune problema, în care încep să simtă oamenii că libertatea este luată. Și atunci, într-un fel, s-a făcut un limbaj comun. Un limbaj comun care, cum să zic, nu ai... vedeți, poți să faci o uniune. Da, dar, zicea Nikifor Crainic, hai să facem națiuni diferite cu un cer comun. Da. Noi avem... un cocktail de națiuni cu o monedă comună. Și dacă... Sigur că moneda comună e bună, că te descurci. Bă, da. E, cum să zic, instituția aceasta, bă, tarabă. Omul nu mai o teșghia unde se vinde. Omul are nevoia de sacru. Omul are nevoia de religios. Toți suntem născuți așa. Zicea Amundsen, s-a dus la Polul Nord și i-a rugat pe misionarii catolici sau creștini, nu vă duceți. De ce? Ei cred în colț de focă. Lăsați-i să creadă așa. Lăsați-i să creadă așa. Și eu am circulat mult în lume. Niciodată nu m-am dus să impun. Știu asta de la tata, Dumnezeu să odihnească, și tot eu am repetat, el născut în Dobrogea, 16 etnii. Și zicea, tătarul turc îmi dădea baclava, evreul îmi dădea pască, eu îi dădeam un nou roșu de Paște și nu-și făceau probleme dogmatice. Ei coexistau, știți că turcii, și am fost de multe ori în Dobrogea, apropo, noi avem o relație specială cu lumea musulmană, de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ei ăștia nouă acum, sunt așa... musulmanul, grădină. Apropo, am văzut și un tătar care a căzut în genunchi și a salutat mâna lui tată. Asta mama m-a uluit. Ce bine, cât bine a făcut omul ăsta. Și zice, grădină. Și nu strângea tot. Am întrebat, dar de ce nu strânge tot? Și zice, nu, că trebuie să vină văduva, orfanul din sat să-și ia. Uite, să-și ia. Să-și ia. Uite ce frumos. Aici, vedeți, este un alt dialog pe care îl pui. Mai sunt din ăștia cu creierul așa și zice că tu faci ecumenism sau chestii. Nu! Eu n-am văzut pașaportul de la libertate și de lipsă de discriminare. Ți-l dă Iisus. N-ați văzut că el tot timpul se ducea la văduviții soartei, la păcătoși, dar nu se ducea să-i judece. Da. La femeia care i-a spălat picioarele. Deci, în casa unui fariseu, fariseu a zis, ca ăștia acum, care fac analize, și a zis, da, dacă e profet, nu-și dă seama că asta e prostituat? Și el i-a citit gândurile, Hristos citea inimile la oameni. Sfinții citesc inimile la oameni. Dacă vă întâlniți cu un duhovnic adevărat, el îți vede rana. Și i-a zis, Simone, nu mi-a dat apă, dar mi-a dus mir. Nu m-a sărutat pe frunte, mi-a sărutat picioarele. Simone, erau doi cu datorie la un stăpân, unul 50 de dinari, altul 500 de dinari. Și stăpânul i-a iertat pe amândoi. Cine l-a iubit mai mult pe stăpân? Ăla cu datoria mai mare. Și atunci, Simone, ce ai cu ea? Femeia aia avea o sete teribilă de a fi iertată. Dacă eu o judecam cu logica fariseului, cum ne judecă ăștia poporul român astăzi, nu avea nicio șansă. Era o prostituată, o dai afară. Setea de a fi iertat, oare îl are și politicianul nostru? Ca să conștientizăm cât de important este măcar cultura, educația să rămână intactă. Vă spun eu, avem 20% analfabeți funcționali? Niciodată n-am avut procentul ăsta.
Știți cum este cu politicienul? Că au fost și oameni de stat mari, extraordinari. Nu avem. E o perioadă de criză în care nu mai avem. E o metastază. Nici în cultură, nu mai avem, nici în teatru. N-a zis că ea de la teatru au semnat, cum să zic, în numele drepturilor omului, că trebuie să depravăm cultura. Nu mai avem. E metastază. Știți cum se traduce metastază? Metastazis, dincolo de liniște. E cumplit. Spuneți de iertarea omului politic. Păi au fost oameni politici care au construit biserici. Au fost oameni politici care s-au închinat, oameni politici care, cum să zic, nu s-au atins de creștinism, cum s-au atins amărâții ăștia. Dar le dau un avertisment. Eu îl apreciez fantastic de mult pe părintele Gelu Bogdan. A fost cel care era preotul paroh la Sfânta Vineri. Găsiți acum în spate la Unirii, acolo o cruce de lemn, atât a rămas. În 87 a distrus-o. Și el era părinte acolo. Și mi-a spus, domnul Dan, când am văzut că e în circuită, au venit cu excavatoare, cu asta și cu securitatea, am stat în altar și zic, nu plec. Și a venit generalul securitate, a băgat revolverul în cap, l-a înjurat de Dumnezeu și a zis să zbor creierii. Și enoriași și săracii care au venit pe acolo, părinte, te rugăm în suflet. Și l-au scos enoriași. Au demolat biserica și primul care s-a urcat sus, militarii au evitat și au băgat pușcăriași. Primul care s-a cocoțat pe aia a căzut și s-a rupt coloana vertebrală. Până seara au făcut-o praf. Știți ce a făcut? Amărâtul ăsta de popor român, din care cu dragoste fac parte. Au luat cărămizi. Știți că e caz unic în istoria bisericii. Au luat fiecare cărămizi la Sfânta Vineri și le-a dus acasă. S-a dus biserica acasă, cum iau ăștia biserica și se duc în Irlanda, în Franța, în Spania, în California. Fenomenul românesc. Și mi-a zis, domnul Dan, prin 96 a venit o bătrânică la mine la altar cu lumânare așa, tremurând, și a zis, vă roagă să-l iertați. Că tot mi-a spus de iertare. Dar, sigur, dar cine sunteți? Eu sunt soția fostului general de securitate. Dar ce s-a întâmplat? E acasă, este paralizat. Dar sigur, părintele a dat totul. Că da-i părinte. A uitat totul, instantaneu. La 2-3 săptămâni după ce a dat ordinul la macabru, el cu mașina, cu girofarul, cu toate astea, pe la Cernica, așa a făcut Dumnezeu. Și a ieșit un camion cu plăci de beton. A trecut garda și ăla, nu știu, a venit în viteză, s-a speriat de girofar, a pus frână și toată placa aia de beton a căzut pe general, nu pe șofer, și a rupt coloana. Și mă rog, am încercat să-l repare, ce să mai... Atunci, el a înjurat de Dumnezeu în biserică. Dacă vă uitați în istorie, și asta vă spun, și nu fac acum exces de creștinism, orice lucru pe care un om îl consideră sfânt pe suprafața acestui pământ, trebuie respectat. Că ăla crede în Mahomed, că ăla crede în Iahve, că ăla crede în Buddha. N-ați văzut că românul niciodată nu face blasfemii, nu face caricaturi ca la Charlie Hebdo. Na. Zicea Constantin Noica, umorul e creștin, nu lovește în oricine și orice. N-ai cum să râzi de Iisus, de... Vreți și eu aici să mă șterg pe Mahomet pe picioare? Nu pot, instinctiv. Nu cred eu, crede el. Nu poți să râzi de Eminescu, de valori. Nu poți să râzi de mama ta în public. Decât dacă ești dement sau ticălos. N-ai, sunt valori care sunt intangibile. Da. Să-i zic eu senatorul american care a zis, bă, dar ce există lucruri sfinte? Da, da, mă, puiule. Dacă tu n-ai învățat, și nu vorbesc aici de poporul american, că uitați, sunt săracii, își apără cât mai pot aceste lucruri sfinte. Dacă n-avem lucruri sfinte, suntem un nimic al istoriei. Asta este. Mi-a spus cu iubirea. Poate peste 10-15 ani ce au făcut ăștia, o să-și revină. Știți, anunțul ăla, veți avea mormântări. Nu se spune așa ceva unui popor. N-ai cum să-l ameniți cu morga. Când acolo era vorba de o sărbătoare, putea să spună situațiile astea limită, se organiza cu tare, cu tare. Trebuie... Știți ce a fost acolo? Un dispreț subteran și o lipsă de încredere la aia care stăteau în genunchi, așa, la un metru jumate distanță. Să știți că poporul ăsta, lăsați populația aberantului, am văzut acolo unde nu te aștepți o ordine și o disciplină extraordinară. Când îi dai încredere unui popor, înseamnă că îl respecti. Când